cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Tocmai trimiteam colegului Bogdan titlul emisiunii de astăzi și ne ocupăm apoi de restul. Numai o secundă. Despre trafic în Piatra Neamț și despre misterul unor demisii în primăria Piatra Neamț. Am trimis titlul, o să-l pună Bogdan în momentul în care are timp. Îl mai trimitem la o adresă ca să fie pus și acolo și intrăm abrupt în emisiune ca să putem să vorbim despre cele două subiecte. Dar înainte de a vorbi, cred că este mai bine să vedeți o filmare făcută în această dimineață la Piatra Neamț. Imediat o să-i dăm drumul după ce Bogdan este gata. Așa. Cam așa se circulă, fă ecranul mare. În intersecția de la spital, în fața podului care este blocat, podul de la spital, cam așa se circula dimineața în jur de ora 7 și ceva, 7 și un sfert, 7:20. A filmat Bogdan acolo. E greu, se circulă foarte greu, dar să vedem ce se va întâmpla pe măsură ce lumea se va obișnui cu noul sens. Oricum, intrarea la spital și sensul de mers dinspre Mărăței se vede clar că este plin de mașini care așteaptă să intre în intersecție. E foarte greu și probabil că lucrurile se vor înrăutăți și mai mult în momentul în care vom avea și o bandă blocată de săpăturile pentru apă, introducerea conductei de apă. Asta e situația. Noi v-am prezentat-o ca să puteți să vă dați seama cam cum se circulă. Am văzut și un biciclist săracul care încearcă să se strecoare pe unde poate. S-ar putea ca el să ajungă mai devreme. Oricum, dacă aveți treabă în zonă și cei care puteți pe jos, cred că e mai simplu decât cu mașina, cel puțin la orele astea de vârf. Vom filma astăzi și în intersecția care duce spre, dintre Dărmănești spre Unic, acolo, pe sensul de mers de la spital spre Dărmănești, sunt două benzi. Banda dinspre exterior permite ca cel care merge și vrea să o ia spre Unic să intre spre Unic, ceea ce duce la blocaje mari de trafic pentru cei care vor să meargă înainte spre Dărmănești. Da, mă rog, asta este treaba poliției rutiere și a comisiei rutiere din primărie, care probabil că vor face corecturile necesare. Da, haideți să vorbim în această dimineață și despre alte lucruri, despre două demisii în primăria Piatra Neamț. O demisie este venită pe filiera viceprimarului Alin Lehăduș. Nu vă speriați, nu și-a dat demisia din funcția de viceprimar. Domnul Alin Lehăduș rămâne viceprimar, cel puțin deocamdată. Domnul Alin Lehăduș a dat demisia din funcția de membru al Comisiei Rutiere din Piatra Neamț. E destul de ciudat faptul că, Bogdan, dacă vezi, deci aceasta este demisia, așa cum apare ea în proiectul de hotărâre numărul 30 pentru ședința ordinară a Consiliului Local. Domnul Lehăduș și-a dat demisia în data de 21.03.2023, adică acum câteva zile.
din Comisia Rutieră, Comisia pentru Analiza și Asigurarea Fluidizării Circulației Rutiere în municipiul Piatra Neamț. În momentul în care am primit proiectul de hotărâre și l-am văzut, i-am dat un mesaj domnului viceprimar să ne explice care sunt motivele obiective pentru care și-a dat demisia din această comisie. Nu am primit încă un răspuns, o să încercăm și un telefon să vedem dacă reușim să vorbim cu domnia sa, să vedem dacă răspunde pentru a avea o explicație, deoarece domnia sa a promovat, de exemplu, proiectul de hotărâre pentru demolarea acestui pod de la spital. Probabil că există o neînțelegere undeva legată de modul în care este fluidizat traficul în Piatra Neamț sau nu vrea domnul Lehăduș să-și lege numele de problemele din trafic în Piatra Neamț, în condițiile în care probabil se gândește să candideze. După cum vedeți, nu răspunde la telefon. Asta e, poate primi un răspuns pe parcursul zilei de astăzi. Deci domnul Lehăduș a dat demisia din Comisia Rutieră, dar nu este singur. O să spuneți, cum adică nu este singur? Nu este singur. Și a mai dat demisia cineva din Comisia Rutieră, un liberal de data aceasta, domnul, scuzați-mă, am pus greșit, să vedem, da, Bogdan, o să mărești, pe urmă, te rog să faci. Deci, către Comisia Rutieră a municipiului Piatra Neamț, în atenția domnului primar Andrei Carabelea, subsemnatul Teodorescu Constantin, consilier local, din motive obiective și domnul Lehăduș tot din motive obiective, cer respectos să nu mai fac parte din comisie. Acceptați demisia mea din această comisie. Vă mulțumesc. Demisia este înregistrată pe data de 27.02.2023. Adică i se dă număr de intrare pe data de 27.02.2023. Interesant este că domnul, și aici urmează surpriza, domnul Teodorescu și-a dat demisia din comisie pe data de 23 noiembrie 2020, oameni buni. 23 noiembrie 2020, adică 2 ani, așa, știți? Un an și ceva. Și a fost înregistrată pe 27.02.2023. Probabil că este un record local în primăria Piatra Neamț de la depunerea unei demisii până la înregistrarea acesteia. Este încă o dovadă că funcționarii din primărie, cei care trebuie să ocupe de așa ceva, fac cum doresc domniile lor. Cum îi taie capul. Domnule primar, vă mai spunem o dată, răsfirați-i, domne, mai răsfirați, știți? Mai trimiteți-i pe teren, dacă nu sunt stare să înregistreze o hârtie. Trimiteți-i pe teren, dați-le hârtia în mână să circule prin Piatra Neamț astăzi și cu o mașină. Puneți-i, doi, în 8 ore sigur faci un tur al orașului. Deci domnul Teodorescu și-a dat demisia în 23 noiembrie 2020. A fost înregistrată pe 27.02.2023. Bogdan, o să te rog să mă lași să mai schimb ceva, să caut un lucru. Să vedem dacă reușesc. Întrebarea care se pune este următoarea. De ce se înregistrează acum această demisie și nu înainte? Cine și-a dat seama că această demisie există? Păi dacă citim demisia domnului Lehăduș, o să vedem
că demisionează din motive obiective și cere respectuos să nu mai facă parte din comisie, exact la fel cum cere și domnul Teodorescu. În momentul când s-a pregătit proiectul de hotărâre, probabil funcționarii au adus și demisia lui Teodorescu, care a zis, bă, nu mai sunt membru. Și atunci domnul Hăduș a zis, bă, e o oportunitate politică să nu-mi leg numele de circulație. Și și-a dat demisia și domnia sa. Acum o să vă întrebați, cum este posibil ca un consilier să facă parte dintr-o comisie timp de un an și ceva și a dat demisia și el să nu știe că nu mai face parte din comisie? Sau poate a fost la ședințe. Mai este și o problemă, îți depui demisia. Foarte bine, îi mai întreb pe aia, bă, ce ați făcut, bă, cu demisia mea? Chiar dacă tu zici că lucrurile sunt ok, mai schimbăm o dată. Între timp, domnul Teodorescu, spre deosebire de domnul Lehăduș, care n-a văzut mesajul probabil, ne-a dat un răspuns. Nu, o să-l citesc, nu trebuie să-l punem, că e din corespondență pe WhatsApp. Domnul Teodorescu ne-a dat răspuns aproape imediat. Bună seara, au trecut 2 ani de atunci, dar motivul chiar a fost obiectiv. Eram doar în poziția de a-mi da cu părerea acolo unde nu mă pricepeam. De aceea, după 2 luni, am renunțat. A fost oricum interesant să văd că după 2 ani fac parte din comisie. Motiv pentru care am anunțat că au trecut 2 ani de atunci. Nu fac vină nimănui, se mai întâmplă. Deci domnul Teodorescu și-a dat seama că încă este în comisie și i-a anunțat, bă, băie, scoateți-mă. Asta ridică un semn de întrebare cu privire la seriozitatea cu care se lucrează în aceste comisii. Adică comisia asta în aproape 2 ani s-a întrunit și nimeni nu și-a dat seama că domnul Teodorescu nu mai este parte în comisie și nu mai participă și nimeni nu ne-a zis, bă, hai să vedem ce are omul ăsta. De ce nu a ajuns demisia acolo? Este modalitatea în care se lucrează cu hârtii în primărie. Modalitatea în care nu-și fac treaba cei care sunt puși să-și o facă. Și ne întoarcem acum la problema cealaltă, podul. Podul pentru care acum, în ședința de pe data de, cred că 30, avem proiectul de hotărâre numărul 30, care spune așa, pentru emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, în calitate de administrator al bunului mobil Pod peste Pârâu Cuiești, proprietatea statului român în vederea desființării acestuia și a edificării unui pod nou pe același amplasament. Deci, proiectul ăsta e pe 30. Pe 30, acum. Lucrările au început pe tronsonul respectiv de anul trecut, acum vreo 8 luni, 9 luni. Abia acum emitem un acord, după aceea urmează restul documentelor. Și dacă ne distrăm și ne uităm un pic pe această hotărâre inițiată de, dacă nu mă înșel, de domnul Lehăduș, sau mă rog, da, inițiator Alin Lehăduș, o să observăm, mă scuzați că dau, derulez, nu e nicio problemă, las așa, o notă internă din 24-a 3-a, adică de acum câteva zile, a Direcției Patrimoniu, nu, a notei interne a primăriei, Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, adică aia care fac programele astea, către Direcția Patrimoniu, căreia îi se spune, băi, având în vedere că facem și noi chestia asta, adică coridorul de mobilitate urbană principal, proiectul are ca obiect demolarea și construirea podului din piața Mihail Cogălnicianu. Adică, bă, vedeți, știți, nu știați, dar vă spunem noi.
și ne pune acolo niște o documentație tehnică, o adresă din 20 martie de la Ministerul Transporturilor, un aviz favorabil de la poliție, unul tot de la Poliția Piatra Neamț, așa, și spune, vă solicităm, spune aia de la proiecte, celor de la patrimoniu, inițierea unui HCL privind demolarea podului și a dispoziției de închidere a circulației. Pentru această adresă, într-o societate civilizată cu o administrație normală, s-ar fi lăsat cu sancțiuni drastice, ca să nu spunem drastice, la adresa celor care au întârziat cu această propunere, adică Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, care am înțeles, sunt puțini, sunt copleșiți de muncă, dar un pod e un pod totuși. Nu este un podeț, nu este un trotuar, nu este un stâlp de de troleu, este un pod mare. Bun. Ne spunea domnul, da, semnează directorul executiv al DDIP, adică direcția aia, doamna Cristina Iorga, manager proiect, fiind doamna Florentina Ailene. Bun. Ministerul Transporturilor primește pe 17-a 3-a o adresă pe care am dezvăluit-o în această emisiune, că nimeni nu ne-a spus că s-a trimis doar atunci adresa către Ministerul Transporturilor, și cere, băi, dați-vă avizul cu privire la acordul, la demolarea podului. Răspunde un secretar de stat, probabil de la PNL, nu știu, chiar nu știu și nici l-am verificat, și spune așa, ca urmare a adresei, bla, 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 podurile astea, sectoarele de drumuri naționale sunt în administrarea consiliilor locale, dat fiind faptul că DN15 este în administrarea consiliului local, considerăm că nu este necesar un acord din partea ministerului. Considerăm că nu este. Deci considerăm. Rețineți cuvântul ăsta, că nu se știe dacă e așa sau nu. Bun. Asta spune ministerul. Ăia mai mici din același domeniu, adică DRDP Iași, printr-o adresă, se vede mai prost adresa asta, dar o să o citesc, e o semnată de Ovidiu Mugurel Laicu, dar neîntocmită de el, sigur, că acolo este un specialist în comunicare care face chestiile astea, spune altceva. Pentru demolarea, desfințarea podului, și existent și construirea podului nou, nu este necesar o avizul DRDP Iași, ci acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, care trebuie trecut în certificatul de urbanism. Asta este România frumoasă, România administrativă frumoasă. Ministerul spune, considerăm, ăia de sub minister care se ocupă direct de drumuri, spune, dom'le, noi nu trebuie să vă dăm aviz, dar vă trebuie acordul prealabil al ministerului care trebuie trecut în certificatul de urbanism. Este un haloimăs, mulțumesc Bogdan, este un haloimăs total, mă scuzeați pentru cuvântul haloimăs, dar altul nu știu, și te întrebi dacă trăim, nu noi, ăștia, trăiesc într-o lume normală. Dacă se mai descurcă în legile pe care tot ei le dau. Nu se mai descurcă, vă spun eu. În această emisiune, la un moment dat, domnul primar spunea așa că dacă consolidăm podul nou, podul vechi, ar fi o garanție de 30 de ani și că dacă facem unul nou, ar fi o garanție de 50 de ani. Îl contrazice specialistul care a făcut proiectul tehnic pe care îl avem tot în proiectul de hotărâre pentru data de 30. Ce spune în proiectul tehnic? Ia să măresc eu dacă reușesc ca să se vadă foarte bine. Soluția 2 propusă, că au fost două soluții, consolidarea podului sau construirea unui pod nou. Se recomandă, spune specialistul, soluția 2, realizarea unui pod nou, deoarece în această soluție durata de viață a lucrării este de 100 de ani. Nu 50, 100. Cei care i-a spus primarului 50 de ani, meritați, răsfirați. Domnul primar,
mai răsfirați-i un pic, că nu vă informează cum trebuie. Așa, în comparație cu durata de viață a lucrării la soluția ONU Consolidarea Podului, care este de 20 de ani, nu 30, 20 și 100, nu 50. Ce am vrut noi să arătăm astăzi în această emisiune? Că există o indolență cumplită la nivelul acesta. Băieții ăștia, cu privilegiile funcțiilor pe care le ocupă de funcționari publici cu funcții de conducere, își bat joc. Pe ei nu îi interesează termene, cifre exacte, nu îi interesează ce spune specialistul. Ei își văd de trepșoara lor așa cum au învățat. Îi doare undeva de ce spune lumea. Iar executivul, primar, viceprimar, mă rog, sunt obligați să se alinieze la nesimțirea lor. De ce? Păi știți că noi suntem plătiți prost, domne, aici. Noi suntem plătiți prost pentru cât facem și nu putem, domne, nu putem. Domne, plecați. Ce o să facă primăria? Păi ce o să facă? O să fie obligată să externalizeze serviciul. Ce o să facă? Decât niște șmecheri indolenți, mai bine fără. Mai răsfirați-i, domn primar. Mai răsfirați-i. Și analizați un pic cum puteți colabora cu niște oameni apropiați care își dau demisia înainte de niște lucruri care se întâmplă în oraș. Și nu mă refer la domnul Teodorescu. Asta dacă puteți. Dacă nu puteți, atunci asta este. Asta este. Asta am vrut să vă demonstrăm astăzi, că nu există nicio diferență între funcționarii din primărie care și-au bătut joc în anumite momente de aceste proiecte din cauza lor. De multe ori s-au întârziat lucrurile pentru că n-au ținut cont de ce li s-a spus. Au spus, lasă domne că merge și așa. Lasă că vedem noi cu apa servul pe Leonida. Și s-a întârziat o lună și ceva. Din cauza asta podul încă nu este gata în ciuda faptului că se lucrează intens acolo. Au crescut cheltuielile pe proiecte pentru că onor funcționarii din domeniu au dat drumul la studii de prefezabilitate făcute în dorul Elii. Și după aia a venit aici să ne explice un mare specialist în baraje că, domne, așa se întâmplă, domne, adică cum? Mai greșește omul, nu-ți dai seama când încep lucrările, mai apar lucruri. Păi, dar n-ați început lucrurile, băi, tovarăș, atunci. Puteți să vedeți că nu aveți trotuare puse în proiect, în studiu, că aveți stâlpi puși în mijlocul viitoarelor piste de biciclete. Deci, răsfirați-i, domnilor, răsfirați-i, că altfel nu se mai poate. Numai bine, ne oprim aici, vă dorim o zi deosebită, chiar și în trafic.